Această manifestare gastronomică de iarnă va începe vineri 2 februarie, unde bucătarii amatori își vor demonstra maestria în ceea ce privește pregătirea tobei. Iar sâmbătă 3 februarie va avea loc concursul de tobă la care participă bucătari calificați. Am pornit cu o idee nouă ca să vină să se întreacă și amatorii care fac tobă, nu numai oamenii este sau companiile astea, să zică, care totuși industriale, abatoarele care sunt de profesie abatoare și care vin, și ne-am gândit în felul ca să vină și particulari, să se întreacă, să facă tobă, unde o să fie pentru ei pregătit materialul. Bineînțeles că nici echipa RTV nu va lipsi de la această manifestare tradițională, iar cu un material de la Festivalul de Tobă vom reveni duminică în emisiunea Magazin TV.